Premierul Viorica Dăncilă a trimis corpul de control ca să verifice modul în care au acționat structurile Ministerului Afacerilor Interne în cazul crimei de la Caracal. Lucrăm pe mai multe planuri, atât pentru a afla adevărul, cât și pentru a preîntâmpina în viitor situații similare. Corpul de control al primului ministru a început deja de ieri acțiunea de control pentru verificarea modului în care au acționat structurile Ministerului Afacerilor Interne, dar și relaționarea cu celelalte instituții cu atribuții în situații de urgență. Primul ministrul îndeamnă cetățenii să aibă în continuare încredere în Ministerul Afacerilor Interne, pentru că există și profesioniști în cadrul acestei instituții. De asemenea, Viorica Dăncilă anunță înăsprirea unor pedepse. Toți cei pentru care nu primează interesul cetățeanului trebuie să plece. Toți cei care nu și-au făcut datoria vor fi aspru sancționați, iar acest guvern va lua toate măsurile necesare pentru înăsprirea pedepselor în cazuri de agresiune, viol, privare de libertate și crimă. Viorica Dăncilă a anunțat că grupul de lucru constituit pentru îmbunătățirea legislației și a procedurilor de răspuns în situații de urgență lucrează deja pentru modificarea legislației și în curând va veni cu propuneri.